Cele două cuvinte acestea au fost de la taxi. Le-am ascultat împreună. Între timp mi s-a alăturat și Cătălin Striblea, pentru că avem rațiunea zilei. Saltare! Salut, Cătălin! Mamă, cum era videoclipul de la cântecul ăsta frumos și câți ani au trecut. Excelent! Da, o piesă bună. A făcut plăcere să o reascultăm pe drum cu prioritate. Bravo. Eu sunt cu ochii la filmele, mă rog, dăm niște bilete la film și sunt cu ochiul pe mesajele pe care le primesc la 0728111222. Ascultam pe cineva, îmi spunea că n-a mai fost de 10 ani la un film. Am fost duminică noapte. La ce te-ai uitat? La Dune am fost. Da, ai reușit până la urmă să ajungi la Dune? Da, am reușit cu greu, recunosc că am reușit. E și ăsta atât la fel de lung ca și ultimul James Bond, de 3 ore și... Nu, până în 3 ore. Până în 3 ore. Da, bine, a fost... De ce le lungesc așa în ultima vreme? Merită banii de bilet cât scumpe. Da, măi, dar totuși 3 ore acolo... Da, m-am uitat la niște filme din anii 90, să știi, care aveau o oră și 20 de minute, păreau așa, incomplete. Mamă, ce repede se mișcă ăștia. De la Titanic încoace au început filmele astea. Da, cu Titanicul s-a stricat tot. Da, da. Bun, avem o rațiune a zilei, o rațiune mai specială, despre ce va fi vorba, însă ne va povesti chiar acum Cătălin. Înțeleg că e un pic altfel astăzi. Da, e un pic altfel. Vreau să cedez cele 5 minute ale mele din această rubrică. Doamnei deputat Violeta Alexandru, să ascultăm discursul integral din Parlament, rostit astăzi la învestirea guvernului Ciucă. S-au rostit multe discursuri, dar ăsta merită să ne rămână în minte, pentru că, dincolo de povestea cu o să fie bine în România, care se rostește în mod obișnuit, trebuie să știm care-i T0-ul. T0 al acestui guvern, de unde am pornit. Doamna Violeta Alexandru a fost ministru al muncii, la un moment dat e un om care vine din ONG-uri și discursul său are 3 minute 49 de secunde. N-o să-l vedeți integral în presă pentru că spațiile în general nu permit, dar... Dar zici tu că merită să-l ascultăm cu atenție. Eu zic că merită să-l ascultăm cu atenție, pentru că merită ca unele lucruri să fie bine, bine, bine sădite în mintea noastră. Dacă sunteți de acord, dați-i play. Cred că ați uitat, și mă refer aici mai ales la foștii mei colegi, că politica este despre onoare și despre cuvânt. Când îi spui omului că PSD este ciuma roșie, este cel care a distrus România, și ai sperat ca omul și unii ți-au dat votul pentru acest lucru, ceea ce faci acum este minciună, i-am mințit. Iar eu nu sunt parte din această minciună. La fel a făcut și PSD. A înjurat PNL, a vorbit urât despre PNL, a spus că a vândut țara și tot ce vă puteți imagina. Ați mințit electoratul atunci când le-ați cerut votul. Este o trădare a încrederii oamenilor în noi, în liberali, în PSD, pentru electoratul lor. Să știți că nu suntem toți la fel, nu este totul despre bani și despre aruncat cu banii publici în stânga și în dreapta sub standardul ăsta de investiții. Acei bani nu sunt ai PSD-ului și nici ai PNL-ului, sunt banii oamenilor care muncesc în această țară. Iar electoratul liberal știe cel mai bine că dincolo de aruncat cu banii în stânga și în dreapta, contează cuvântul. Contează ceea ce îi spui omului când te uiți în ochii lui și îi cer votul și încrederea pentru a putea face ceva în această țară. Ați mințit, stimați colegi de la Partidul Național Liberal, i-ați mințit pe români și acest lucru ne va costa, pentru că și-au pierdut încrederea în guvernarea de dreapta și aceasta este exact ceea ce ați făcut dumneavoastră, trădându-i pe români. Acum, mă uitam la Florin Roman cum îl aplauda pe domnul președinte Ciolacu, cu această imagine o să-mi rămână multă vreme. Mă uitam la colegii mei liberali, cărora le spuneam, vă place cum domnul Ciolacu la fiecare frază vorbește despre PSD, nu despre guvern. PSD face, are grijă de antreprenori, are grijă de români, PSD este alături de dumneavoastră, liberalii de la PNL aplaudau, nu suntem toți la fel, stimați români, chiar nu suntem toți la fel. Există ceva ce banii publici nu vor putea cumpăra niciodată. Coloană vertebrală, onoare și respectul pentru cuvântul dat. În final, sunt om care a stat în piață, pe frig, împotriva domnului Grindeanu, pe care PNL l-a acceptat în guvern. Lucian Bodea aplauda când PSD-ul ținea discurs. Florin Roman, care este lângă Gabriela Firea,
cea care îi spunea președintelui Iohannis că nu are o familie normală pentru că nu are copii, primește acum portofoliu, ce credeți, culmea ironiei, Ministerul Familiei. Incredibil, sunt om care a stat în piață, în frig, alături de bucureșteni și de români. Am fost la meetingul diasporei, meetingul unor oameni care au protestat împotriva acestui stil PSD-ist de a minți și de a face promisiuni și pe delături, umplându-și buzunarele. Asta face Partidul Național Liberal și colegii mei stăteau cu ochii în jos și se făceau că își verifică telefoanele. Nu se poate, este urât ce se întâmplă în acest moment și n-aveți nicio scuză, nu suntem toți la fel. Rog pe toți liberalii care au coloană vertebrală să se uite bine la ceea ce fac colegii care stau și aplaudă PSD-ul și sunt de acord cu ce discurs ține PSD în fața oamenilor. Nu suntem toți la fel, îi rog pe români să aibă încredere. A mai rămas o brumă de oameni cu coloană vertebrală în politică și vom lupta pentru acest lucru. Vă mulțumesc! Am vrut să auziți acest discurs, Violeta Alexandru, deputat PNL, trebuie să știți și lucrurile astea. Felicitări pentru discurs și apreciez că a fost rostit de o femeie care e mai bărbată decât mulți alți bărbați din politica românească și poate asta încă o dată cu gândul că în acest guvern este iarăși o singură femeie ca și în guvernele anterioare, ceea ce iarăși este un lucru urât. Da, eu sunt curios unde era doamna Violeta Alexandru pe vremea USL-ului, dacă poți să-mi spui. Am o curiozitate. Nu, așa. Era ONG-istă doamna Violeta Alexandru. Okay. Ea a intrat în politică de 3 ani. Nu... Am înțeles. E unul dintre oamenii care a venit din societatea civilă în politică. Ea a condus un institut care se numește Institutul pentru Politici Publice. Și cu asta se ocupa, oferea programe de politici publice societății românești și administrațiilor din România. Da, mulțumim, Cătălin, pentru această rațiune un pic altfel și da. Te așteptăm mâine la deșteptarea României. Da, ultima temă legată de sănătate, că mai ales că sunt noutăți, o să vină, n-am mai reușit cu domnii miniștri, asta e situația, o să vină Vlad Mixić, expert în politici publice de sănătate, om care a muncit în străinătate, om care a muncit și în România și este expert al Băncii Europene de Investiții pentru domeniul sănătate. Mâine de la 13 și 15 minute. Mulțumesc!